Bună ziua, oameni frumoși și bine v-am regăsit. Astăzi am revenit cu etalare pentru luna martie 2021. Etalare pentru zodia balanță, ascendent luna în zodia balanță. Dacă vă doriți o etalare personalizată, puteți să sau un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să-mi lăsați un like, un coment, să vă abonați sau să deveniți membri acestui canal, să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Dacă vă întrebați ce este cu această carte care am lăsat-o deoparte, această carte reprezintă tema principală a întregii luni, energia întregii luni, doar că am dat-o deoparte când am tăiat pachetul, pentru că vreau să îmi sară, pachet, îmi sară cărțile din pachet în momentul în care. O voi face citirea. Bun. Și haideți să vedem mai întâi tema principală, unde avem Marele Preot. Foarte frumos. Posibil ca unii dintre dumneavoastră să aveți de-a face cu semnul de Acal aur. Dar puneți foarte mult accent pe corectitudine în această lună, pe credință, pe spiritualitate, pe divinitate, poate vă rugați mai mult. În viața de zi cu zi, dumneavoastră, faceți pași mărunți pentru ceva foarte măreț încetul cu încetul dumneavoastră vă veți apropia de niște rezultate foarte interesante, foarte importante, un deznodământ a unei relații, văd că se pune mult accent și pe căsătorie sau pe relațiile pe care le aveți dumneavoastră cu persoane din străinătate sau de altă naționalitate, de altă religie poate. Aveți de -a face și cu persoane foarte mature în această lună, și sunteți foarte înțelepți. Ori vreți un sfat, căutați sfaturi, căutați îndrumare din partea unor persoane care au darul acesta. Stați că trebuia să le pun așa. Și mai avem nevoie de o carte. Ce să facem? Ce să facem se mai întâmplă? Am omis o carte, dar nu e nicio problemă că am rezolvat. Bun, și haideți să vedem, în primul și în primul rând, cum este prezentul și ce întărește acest prezent. Avem un nou de bâte și un valet de bute. Energie, dar dumneavoastră aici cu nouăle de bute nu prea aveți energie aveți o teamă în suflet că se poate întâmpla ceva, că sunteți refuzați la un loc de muncă, că anumite rezolvări întârzie. Exact cum spune și Marele Preot, trebuie să așteptați pentru că progrese se fac, dar într-un mod foarte lent. Sunteți abia la început. Poate la un început în carieră, la un început într-o relație de dragoste, la un început, nu știu, de a câștiga mai bine, pentru că aveți de-a face și cu semne de foc, berbecleu, săgetător, dar și cu semne de pământ, taur, fecioară, capricorn. Aici se pune mult accent pe stabilitate financiară. Sunteți la un început, dar veți ajunge în punctul în care vă doriți la o stabilitate extraordinar de mare, cu posibilitatea de a ajuta și alți oameni din jurul dumneavoastră. În relațiile de dragoste, poate sunteți la, la început, sau uh, poate acum, în perioada aceasta, în luna aceasta, vor avea loc niște schimbări importante în viața dumneavoastră sentimentală. Sunteți la un început de drum, da, dar trebuie să vă eliberați de anumite temeri din trecut, să nu fiți limitați, să nu vă puneți ziduri, da, să nu. Uh, să nu vă opriți. Din a face ceva. Aici putem vorbi chiar și de un divorț, dacă unii dintre dumneavoastră sau o, o relație care nu funcționează. Aici revenind, poate, după un conflict foarte mare, după o despărțire, dumneavoastră vă împăcați cu cineva, după foarte multe neînțelegeri la locul de muncă, rezolvați conflictul respectiv, după ce ați investit foarte mult într-o afacere și ați pierdut-o, o, o luați de la zero. Pentru că începeți lucruri noi sau reîncepeți anumite lucruri în, sub o altă formă, în schimbate. Haideți să vedem ce știți. Faptul că sunteți puși în așteptare, faptul că trebuie să luați decizii, faptul că nu vă mai mulțumește jumătățile de măsură. Văd în continuare semne de foc, berbecleu săgetător, dar și semne de semnul zodiacal pești. Uh, Rac, mă scuzați. Nu poate fi și semnul zodiacal pești. Da. Instituții, poate aveți de rezolvat niște acte, poate aveți de rezolvat, trebuie să faceți anumite drumuri, să rezolvați anumite chestiuni, pentru că văd drumuri scurte pe care le faceți, dumneavoastră știți acest lucru, să faceți niște analize medicale sau uh, faceți niște drumuri în interes propriu să rezolvați anumite lucruri. Unii dintre dumneavoastră să vă gândiți foarte serios dacă să plecați din țară sau să rămâneți, sau să plecați într-o altă țară sau nu, sau să veniți dintr-o altă țară în România. <coughs> vă gândiți de ceva timp, cred că de o lună de zile sau în timpul, timp de o lună de zile dumneavoastră vă veți gândi și vă veți decide asupra ceea ce vreți să faceți, dar oricum văd o călătorie negociere În cazul în care vrei să cumpărați ceva, în cazul în care vrei să vindeți ceva, foarte multă negociere, comunicare. Apar anumite nemulțumiri pe planul emoțional sau în relațiile de zi cu zi, pentru că este o întrerupere sau neimplicare emoțională sau nu mai există anumite sentimente, nu mai simțiți anumite sentimente din partea cuiva pentru dumneavoastră și aici iară sunteți în dubii că nu știți ce va fi de acum încolo. Ce nu știți? Faptul că alimentați această teamă, hrăniți această teamă din interiorul dumneavoastră, dacă veți gândi mai pozitiv, și dacă veți lăsa trecutul în urmă, pentru că avem din nou nouăle de bâte, dumneavoastră veți reuși tot ceea ce, ce vă propuneți. Nu vă limitați, pentru că aici vă creați dumneavoastră singuri dezavantaje, blocaje, întârzieri. Dar veți depăși momentul. Probabil, <coughs> îmi cer scuze... Primele două săptămâni din luna martie vor fi un pic mai încărcate, mai agitate, mai stresante, dar după aia, să veți găsi calea cea mai bună: să rezolvați cu un loc de muncă, să rezolvați cu o poveste de dragoste, văd că veți găsi informațiile pe care le căutați sau de care aveți nevoie, aflați ceea ce este de aflat. Dar văd și foarte multă precauție. Deci mergeți pe un drum nou, pe o cale nouă, cu foarte multă ambiție, dar în același timp vă, vă veți feri de tot ce este negativ sau tot ceea ce v-ar putea trage în jos. În trecut am av ați avut regina de monede. Ați ajutat foarte mult oameni, dumneavoastră. Ați dat tot. Și nu v-ați ales cu nimic, decât cu iluzii cu fantezii, v-ați bucurat, au fost bucurii de scurtă durată, poate ați avut prea multă încredere în anumite persoane sau -ați, ați respectat foarte mult anumite persoane care nu v-au dus într-o zonă de siguranță, ci mai degrabă v-au dus așa într-o zonă de incertitudine, de nesiguranță, de iluzie, exact cum v-am spus. Aici nu vorbim de o dragoste ca în povești, nu vorbim de o siguranță financiară. Poate au fost gânduri, poate v-ați gândit dumneavoastră că veți câștiga bani pe o cale mai ușoară, veți câștiga la Lotus sau, nu știu, o variantă, ar putea fi o variantă. Sau că veți rezolva lucrurile așa într-un mod foarte miraculos, ați visat cu ochii deschiși. În curând n-a fost chiar așa, poate de aceea și această panică din prezent, pe care o veți depăși, să știți. În viitorul apropiat, o săptămână, maxim două, avem cinciul de monede. Un gol în suflet. Văd și semne de apă, rac, scorpion, pești, semne de pământ, aur, fecioară, capricorn. Dacă aveți probleme financiare, dacă nu vă înțelegeți cu cineva, nu mai există comunicare. Cer scuze, am vorbit foarte mult astăzi, mai am voce. Dacă aveți probleme cu persoanele din familie, da? nu există comunicare, nu există implicare, sunteți îngrijorați din cauza unor legături, din cauza unor contracte, unor acte, lucrurile se vor rezolva, să știți, în acest, decurs, în acest parcurs, pentru că am zis că în două săptămâni, voi dumneavoastră veți scăpa de acest blocaj și văd schimbări foarte favorabile. Aici poate fi în legătură cu o casă și văd reușită foarte mare, extraordinar de mare și se va întinde până undeva în luna august, la sfârșit. Poate vreți să vă mutați, vă dăm bunătățiri în relațiile de orice fel, la locul de muncă, în afaceri, în activitățile noastre de zi cu zi și din punct de vedere financiar, văd mai multă stabilitate. Unii dintre dumneavoastră... Veți merge într-o nouă etapă, vă mutați, poate, vă, uh, veți promova la locul de muncă pentru că văd realizare foarte mare, avansare, câștiguri pentru unii dintre nevasturi, o recuperare miraculoasă, poate, uh, dacă ați fost uh, bolnavi sau uh, dacă ați avut pierderi financiare foarte mari sau goluri în suflet, da? Recuperați aceste lucruri pentru că văd o îmbunătățire radicală și este de bun augur. Uh, cum sunteți dumneavoastră? Foarte visători, foarte încrezători. Dar aveți și tendința să trăiți din amintiri, vă gândiți, poate revedeți o persoană din trecut cu care ați avut o legătură specială. Foarte multă nostalgie. Da, parcă vă duceți așa cu gânduri la copilărie. Sau comunicați foarte mult cu rudele în perioada aceasta. Sunteți foarte visători, foarte melancolici. Vă doriți un copil, poate unii dintre dumneavoastră foarte mult, că puneți accent foarte mult pe copilărie, pe copii. Discutați sau aflați o veste bună despre o naștere, despre o sarcină, despre un copil sau poate despre copiii dumneavoastră. De ce nu? Comunicați. Comunicați cu foarte multă lume. Vă întâlniți cu foarte multă lume. Cum vă văd ceilalți? aici avem un moment tur. Probabil aici veți fi foarte selectivi. Care veți vedea care vă sunt prieteni adevărați și care nu. Da, pentru că veți fi foarte selectivi. Încheiați capitole din viața dumneavoastră. Oamenii din jur sunt foarte șocați pe anumite realizări pe care le veți avea dumneavoastră în perioada următoare, în luna următoare nu v-au crezut capabil, nu v-au văzut în stare să faceți aceste lucruri. Au crezut că ați rămas așa ancorați în trecut, că nu aveți posibilitățile pe care le-ați avut în trecut. Oamenii aceștia din jurul dumneavoastră v-au văzut așa blocați, lipsiți de interes sau de, nu știu, de sentimente, de finanțe, dar faptul că dumneavoastră aici aveți o situație din destin, o situație karmică, foarte multă fericire, vă veți simți foarte bine, sunteți fericiți, aici poate la dumneavoastră pe lângă copii e ceea ce începeți să realizați un proiect, poate vă doreți un copil, poate o nouă relație, o nouă prietenie, o carieră nouă, un loc de muncă nouă, o afacere nouă sau faceți ceva în viața dumneavoastră. O casă, puneți primi bănuți pentru o mașină și așa mai departe. Iar oamenii din jur rămân șocați pentru că nu v-au crezut în stare de așa ceva. N-au crezut că sunteți capabili să reușiți și într-un timp destul de scurt. De acum încolo mă refer, da? Pe tot parcursul lunii martie, de luna martie încolo. Ce vă doriți sau de ce vă este teamă? Vă doriți stabilitate, vă doriți casa dumneavoastră, vă doriți stabilitate, siguranță, vă faceți planuri de viitor, sunteți foarte entuziasmați, sunteți foarte încrezători, vă doriți, cred că locul dumneavoastră, vreți să vă mutați undeva și planificați lucrul acesta. Vă doriți ceva în mod special. În cazul în care nu aveți o casă și stați în chirie, deci visul dumneavoastră este să aveți propria casă și cât mai repede posibil. Dacă aveți o casă, vreți să o vindeți, să vă mutați în altă parte, la acest lucru vă gândiți. Iar dacă aveți o casă și nu vă gândiți la nicio mutare, la nicio schimbare, pur și simplu vă doriți mai multă înțelegere. Uh... Să aveți viziuni comune cu persoana iubită sau să fie o atmosferă veselă, o atmosferă caldă în căminul dumneavoastră. Sau să vă viziteze o persoană pe care dumneavoastră o iubiți foarte mult, care vă este în suflet și cu care aveți foarte multe lucruri în comun. Asta vă doriți. Căsătorie, familie cu cineva, poate fi și lucrul acesta. Iar deznodământul, ceea ce se va întâmpla până la sfârșit de luna martie, avem spânzuratul. Veți ajunge într-un punct în care nu mai simțiți să, vă, să faceți doar dumneavoastră ceva. Asta pentru că veți atinge un punct de ă, stabilitate, de abundență financiară, sentimentală, emoțională, prosperitate. Va, veți avea parte de un moment de pauză, pentru că aveți cu ce? Și aveți foarte multe planuri de viitor. Aici cred că veți sta în dubiu un pic, de aceea e un, e un punct mort în care stați și vă gândiți ce ar, ce ar urma de acum încolo. Poate așteptați niște informații, poate așteptați niște acte să se finalizeze, uh, poate așteptați să vă faceți dumneavoastră niște acte, să plecați undeva, dar. Uh, sau să luați un examen, poate unii dintre dumneavoastră, și stați acasă să învățați. Dar văd recunoaștere. Evoluați foarte mult din toate punctele de vedere, și în relațiile sentimentale, și la locul de muncă, și în afacerea pe care o aveți. Iar în momentul în care veți atinge așa un punct în care nu știți ce să faceți, să o luați în stânga, să o luați în dreapta, să spuneți da, să spuneți nu sau simțiți că anumite lucruri scapă de sub control și se complică, veți apela la o persoană cu experiență în domeniul care vă interesează pe dumneavoastră și o veți scoate la capăt. Deci nu veți fi singuri oricum ar fi. Exact cum v-am spus și în energia principală, da? veți ajunge să apelați la o persoană cu multă experiență. Cam atât am avut să vă spun, vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi. Vă doresc o lună minunată, plină de zâmbete, de bucurii și de multă fericire. Numai bine! La revedere!